Bine v-am regăsit! Soarele, astrul responsabil de dorința noastră de a străluci sau de a domina pe cei din jurul nostru, va avea în următoarele 30 de zile un parcurs benefic. Dar haideți să vedem pentru fiecare semn zodiacal care sunt sectoarele de viață influențate în bine sau în rău în funcție de alegerile fiecăruia dintre noi. Berbec, vei primi o veste bună referitoare la viitorul carierei tale profesionale. Va trebui să faci multe drumuri scurte și să comunici prin toate mijloacele pentru a materializa această oportunitate de progres profesional. Totuși, poate veni plata pentru neacordarea unui ajutor material în trecut pentru cineva aflat în dificultate. Taur, vei trece printr-o încercare a destinului și vei avea de ales dacă ajuți sau nu material o persoană, nu neapărat cineva apropiat. Poți alege între sacrificiu, căci nu vei avea nimic de câștigat, sau egoism. În alt context, bugetul tău personal poate fi afectat, deoarece va trebui să acoperi cheltuieli sau datorii făcute de un alt membru al familiei. Gemeni, faptul că ești plin de energie și ai o stare de sănătate fără probleme, îți permite să participi la o petrecere sau poți merge într-o excursie. Iar în aceste situații, te vei simți cu adevărat bine. Dacă totuși vei avea dialoguri, plină de orgolii cu partenerul de viață, de supărare și frustrare, semnătatea ta se va resimți. RAC este favorizat un progres într-un capitol de viață esențial pentru împlinirea destinului tău. Dacă te bazezi pe ce simți, pe intuiție, pe instinct, succesul va fi de partea ta. Pe de altă parte, poți avea unele dificultăți în desfășurarea activității profesionale. Greutăți cauzate de prea multe distracții sau de probleme de sănătate. Leu, vei reuși să valorifici unele oportunități de profit prin muncă care îți vor fi oferite de persoane cărora vei reuși să le câștigi încredere. Și astfel, câștigurile tale pot crește considerabil. Cu toate acestea, din cauza unor fapte rele din trecutul tău, nu vei găsi sprijin din partea nimănui pentru rezolvarea unor probleme ale căminului sau ale unui membru al familiei. Fecioară, vei beneficia de un avantaj într-o tranzacție imobiliară sau te poți bucura de un câștig provenind din alte surse decât munca ta. Un membru al familiei te va ajuta material. Cu toate acestea, la locul de muncă, din cauza comunicării defectuoase, poți rata o oportunitate de progres în plan profesional. Balanță. Vei face un salt în plan profesional. O avansare în conducerea ierarhică de la locul tău de muncă este posibilă, prin intervenția directă sau cu ajutorul sfaturilor partenerului de viață. În alt context, dacă nu vei valorifica ocaziile prin care poți câștiga bani prin muncă, nimeni nu te va ajuta dacă vei avea dificultăți financiare. Scorpion, faptul că îți achiți la zi toate datoriile financiare îți va debloca anumite conjuncturi favorabile în diverse domenii de viață. Și totul se datorează activării carmei tale pozitive. Cu toate acestea, nu vei putea merge la o petrecere sau într-o excursie din cauza partenerului de viață sau a programului de la muncă. Săgetător, destinul va aduce lucruri bune pentru cineva din familia ta sau poți rezolva o problemă a căminului. Și toți cei care locuiesc împreună cu tine vor avea numai de câștigat în planul confortului. Pe de altă parte, te poți confrunta cu dificultăți financiare, datorită atașamentului față de valori și a egoismului material din viețile tale anterioare. Capricorn, succesul pe care îl vei înregistra într-un anumit sector de viață îți va conferi o formă fizică și psihică plină de energie și o stare de sănătate lipsită de probleme în altă ordine de idei, cei din jurul tău nu te vor ajuta și chiar te vor evita asta dacă vei avea o confruntare de orgolii cu un membru al familiei. Vărsător Te vei bucura de respect, apreciere și sprijin de la cei din jurul tău. Aparent fără să faci nimic, dar este de fapt o răsplată indirectă pentru unele fapte bune de aceeași natură din trecutul tău. În schimb, nu te vei înțelege prea bine cu partenerul de cuplu. Asta dacă ratezi o oportunitate de progres într-un anumit sector de viață. Pești, dialogul pe care îl ai cu tovarășul de viață va duce la înviorarea relației. Cei care nu au un partener pot găsi persoana potrivită prin intermediul rețelelor de socializare, prin comunicare. Totuși, vei primi o veste proastă legată de ratarea unui salt într-un sector de viață, eșec cauzat de pasiunea ta pentru distracții sau alte plăcere ale vieții. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Trecutul, prezentul și viitorul sunt legate între ele printr-un lung șir de consecințe.